Salutare oamenilor și bine v-am găsit la un videoclip din FESFE22. Este pe mapa No Man's Land, o mapă foarte în vogă, am văzut pe YouTube mai ales. Am trebuit de discuit, acolo voi pune și pe el discul, voi pune chiar aici, așa că am gratele. Îl lăsăm, hai să-l decuplăm. Voi pune UTB-ul în garaj. Mi-am pus o casă tocmai acolo. Bine, nu voi pune UTB-ul, îl voi pune să aici. Așa, uite așa. Ăla așa. Mă duc și turbo, ca să turbo-ul, ca să dăm cu line. Da. Am aici un workshop. Ah, da, pentru utilajele să le modific. Așa. Lasă-mi mergi așa. Dăm o parte, dar din partea altă. Avem line destul, avem 6.000. Ține de line. Deci avem de unde să consumăm line. Lucrări pe mapa No Man's Land. Asta este singurul teren pe care îl avem în posesie, dar o să mai facem noi un teren. Hai două maxim, dar la fel ca ăsta, că nu vreau să am un teren mare, mare, să zicem, vreau să lucrez cu bătrânele, cu românești, cu româneștele, românește. Așa și nu vreau o mapă mare, nu e decât bine o mapă os. Un teren mare, am zis, dar, da. E bine că lucrăm cu sport, am arat, am biscuit cu OTB-urile, le-am acolo în curte. Trebuie să-mi vină și tractorul cu semănătoarea, pentru a semăna terenul ăsta, să primăm ceva, că a fost tot în locul respectiv. Amazon. Tractorul ăsta turbo are 300 de cai putere, nu are motorul de UTB de 65, i-am luat de un motor mai puternic. Cu ăsta pot să fac... Cu UTB-ul ăsta pot să fac așa, să iau ăsta de la... uite ăsta, unde eram, uite ăsta, pot să-l iau de la Cultilamp, pe care noi terenul să le facem. Și merge ăsta. Cei care au luat mapa Hagested, cu el am făcut amulite de nori. Da, nu, cum aici, o să facă n-am de momentan. Îl punem în gard. Ca să știu exact unde le am pe toate. Uite aici, hop. Uite așa. Și acum... Momentan nu voi aduce, pentru că am pe John Deere care se va aduce, cu John Deere-ul ăla, mă, pentru terenul noi. Vedeți? Am aici John Deere-ul, 6200 CR. Asta este costumita de mine, adică l-am făcut eu să arăt așa. Adică îmi place. O, eu trebuie mai pe Amazon. Că e și mai bun. Zi. Nu. Ca să luăm și... A trebuit să găsesc un teren drept. Să putem să și lucrăm cât de cât drept. Asta... O să-mi iau și un Nissan de ăsta, tot de la Sheriff Robert. Este și ăsta. USB, așa, standard, on-way, igualea pe roșu. Bă, foarte mișto modurile lui Sheriff Robert, așa le zic, înțeles. La 5.000 de membri pe Discord-ul lor, vor da o mapă la Dubania.
se numește Maham. Are foarte multe chestii pe ea, ceapeuri, tot fel de chestii și realitate. Și moduri, uite, beuri, mai au moduri, de făcut vreo seama, doar la 5.000 de membri vor da mapa și modurile mai, au pus le mai silve, chiar bine. Turbo-ul și potofii care l-am, l-am folosit, tot de la Instant. Și mașina pe care am luat-o, tot de la Instant. Deci, niște băieți în nota 100, sunt și ei, și Diaval Modding, și Vasilo 14, sunt foarte mulți care încă mai fac moduri foarte mișto făcute. Fac moduri mișto, nu făcute. Și pentru cei care nu fac, pentru cei care nu știu să facă moduri, este un plus. Avem și noi ce să ne jucăm. Hai că mă duc și să te sumas cu ăsta. Să mă duc cu mașina să văd cam ce teren drept ar fi bun pentru mine. Ca să îi pot cumpăra. Așa. Ca să pot să... O să fac terenul noi. Pe un an de oameni ți-am arat. Să ne drog aici. Și nu știu care este. Bun. Mașină. Auto. Nissan. Ce mișto arată. Mamă, viteză. Viteză. Eu nu vreau, departe de ferm. Vreau aproape de ferm, nu departe. Putem să facem aici un teren, ia să vedem dacă avem... Așa... Noi eu unde sunt? A, sunt pe terenul ăsta, 35. Bă, nu pot să iau și 36 și 25. Ducem-o la casă. Am ieșit noi casă de aici. I-am pus o vilă aici, de lux. Cu un leagăn, eu ce nu știu arată. Pot să intru? Nu pot să intru, că eu nu pot să intru în casă. Nu, dar pot să intru în casă, e eu. De aici am început toate videoclipurile mele, de acum am cu de acasă. Mă închis ușa. Hai să iau pe turbo. Să începem la noul teren. Mă trebuie să-i descurcă turbo-ul, să-l ia în spate, dar mai hrăgaia de disc. Mă acolo, seamănă. Hai că am început să duci terenul. O să facem... Nu știu, să-l facem, dar facem mai bine cum o să iasă. Trebuie până la pomul ăsta o să-l facem. De la pomul ăsta. Bine, nu de aici.